Întrebați orice om despre regimul comunist din România, iar gândul lui va sări la Nicolae Ceaușescu. În schimb, Gheorghe Gheorghiu Dej e văzut ca un fel de personaj episodic, deși a condus Partidul Comunist timp de 18 ani. Astăzi încerc să remediez această problemă, acordându-i lumina reflectoarelor chiar și timp de un episod. Un tip capabil și viclean, Gheorghe Gheorgheu Dej, e unul dintre acele personaje care scapă cumva istoriei, de parcă n-ar fi nici temut ca Stalin, nici megaloman ca Ceaușescu, nici femeie ca Ana Pauker. Parcă nu are nimic special să incite interesul istoricilor. Și totuși, oare chiar așa să fie? Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre Gheorghe Gheorghiu Dej. Deși am acoperit o parte dintre evenimentele de până la epurarea facțiunii moscovite, voi reveni la unele dintre ele pentru a completa imaginea liderului comunist. Totuși, mă voi concentra mai mult pe activitatea lui după preluarea completă a puterii, explorând cum s-a adaptat morții lui Stalin și cum a pus, fără să știe, bazele dictaturii ceaușiste. Înainte de a-și construi gașca de apropiați și a-și colegii rivali, Gheorghe Gheorghiu Dej era un comunist ca oricare altul, Născut în 1901 în Bârlad, Gheorghe Gheorghiu, care pe atunci nu purta și numele de Dej, s-a angajat ca ucenic de cizmar la vârsta de 11 ani. Iată, statistic vorbind, că cizmarii au cele mai mari șanse de a ajunge lideri de stat comuniști. După terminarea cursului primar și a trei clase pe deasupra, Gheorghe a muncit în mai multe domenii, inclusiv la o fabrică de cherestea, la o țesătorie și a angajat la niște meșteri dogari. În cele din urmă, decide că toate acestea sunt mult prea instabile și se orientează spre meseria de electrician, drept pentru care pleacă la comănești. Viața era una grea, astfel că protagonistul nostru s-a înscris în sindicat și a participat la greva generală din 1920, fapt pe care istoria comunistă îl va accentua în mod deosebit, deși rezultatul nu a fost pe măsura așteptărilor, Gheorghe fiind concediat. Am mai lucrat ca electrician la Câmpina, iar apoi la Galați, tot ca electrician, la Societatea de Tramvaie. În 1929, ca electrician la atelierele CFR din Galați, l-a cunoscut pe Gheorghe Apostol. Însă, până la criza economică, Gheorghiu nu s-a remarcat printr-o activitate politică intensă. Găsind însă sprijin în PCDR, care încuraja grevele, el a fost cucerit și a început să se implice în activitățile partidului. După cum spuneam acum câteva episoade, el nu a fost membru de la bun început, ci abia din 1930. Remarcându-se ca bun agitator, a fost însărcinat cu organizarea celulei de partid de la atelierele CFR din Galați, sarcină care s-a extins mai apoi și în alte orașe din Moldova. Însă nu doar Partidul, ci și Direcția Generală CFR observă activitatea lui, luând astfel decizia de a-l transfera disciplinar la atelierele CFR din orașul DEJ. Asta, bineînțeles, nu l-a potolit pe tânărul agitator, care a devenit tot mai activ și tot mai vocal în sindicate și în Partid. În contextul reducerilor salariale, Gheorghe Gheorghiu organizează proteste cu ceferiștii din Dej, care îl și aleg pentru a participa la o conferință pe țară a ceferiștilor comuniști. Conferința era condusă de nimeni altul decât Vasile Luca. Acolo s-a decis transformarea protestelor locale într-o grevă generală, iar Gheorghe Gheorghiu a reușit să fie cooptat ca secretar al Comitetului de Acțiune înființat ad hoc. Asul din mâneca lui era tocmai faptul că nu deținea funcții în partid, astfel funcționând ca un element de legătură între organele de conducere PCDR și sindicaliștii din CFR. Pe 9 aprilie 1932, Direcția Generală a CFR decide închiderea atelierelor din DEJ și implicit concedierea a 300 de muncitori. O parte dintre ei au dat vina direct pe Gheorghe Gheorghiu și acțiunile lui necugetate, însă, la rândul lui, Gheorghiu dădea vina pe liderul de sindicat social-democrat. Fiind la a doua abatere, CFR-ul îl concediază oricum pe Gheorghiu, care promite să revină cândva la Dej pentru a-și spăla numele în fața muncitorilor. În această perioadă, fiind cunoscut pentru activitatea sa din Dej, Gheorghe Gheorghiu e numit în notele siguranței Gheorghiu Dej, atunci când va fi arestat, de asemenea, colegii de detenție îl vor apela Gheorghiu de la Dej. Iar voi știți, pentru că am discutat deja, că adesea poreclele acestea locative devin nume proprii. Așa a fost și cazul lui Gheorghe Gheorghiu, care își va alipi particula Dej la numele de familie, tocmai pentru a beneficia de acest element recunoscut în rândul colegilor. Cert este că siguranța l-a luat la ochi pe Gheorghe Dej, care departe de a se potoli în cele ce urmează, a fost surprins de poliția din București lipind afișe și astfel s-a creat pretextul potrivit pentru arestarea lui. Totuși în acest caz se decide eliberarea lui, afișele fiind electorale și căzând sub incidența campaniei electorale din 1932. Scurta detenție fusese gândită să-l sperie pe dej și nu era unică. Mai mulți comuniști au fost arestați și eliberați direct în acea perioadă. Însă acesta, din potrivă, devine convins de valoarea activităților sale de partid și continuă ca agitator și propagandist. Se implică în instigarea mai multor proteste demonstrative, tot în rândurile ceferiștilor, iar în contextul grevelor de la atelierele cefere Grivița e arestat iarăși. Această grevă a fost un eveniment destul de grav în care a fost nevoie de intervenția autorităților pentru a dispersa mulțimea și a preîntâmpina extinderea grevei. Incidentele s-au soldat cu 30 de răniți și 4 morți în rândul muncitorilor. În acel incident a murit și ucenicul Vasile Roaită, pe care comuniștii îl vor transforma într-o figură propagandistică. În timpul regimului comunist se va exagera enorm contribuția lui Dej la aceste evenimente, dar și numărul victimelor de la Grivița pentru a erija autoritățile burgheze în agresori. Realmente, contribuția PCDR la întreaga poveste a fost minimă, greva fiind un eveniment apărut la inițiativa ceferiștilor. Totuși, nu se poate nega, într-o oarecare măsură, acapararea grevei de către comuniști încă din timpul evenimentelor, dar mai ales ulterior. Astfel, dacă autoritățile au făcut anterior acele arestări în rândul comuniștilor cu intenția de a-i speria, lăsându-i apoi liberi, de data aceasta lucrurile aveau să arate complet diferit un număr de 115 inculpați pentru grevele de la atelierele CFR Grivița au fost anchetați și judecați într-un proces de proporții. Din rândurile comuniștilor, Constantin Doncea și Dumitru Petrescu au primit muncă silnică pe viață, în timp ce Dej și Chivu Stoica au primit câte 15 ani de muncă silnică. La recurs, pedepsele au fost reduse la 15, respectiv 12 ani de muncă silnică, o reducere pur și simplu insignifiantă. Norocul lui Dej se încheiase, cel puțin pentru un moment. Când roata se va întoarce, iar Dej va fi liderul de necontestat al partidului, el își va aroga meritele declanșării grevei aproape exclusiv. Rolul celorlalți comuniști, precum Doncea și Stoica, a fost minimalizat. Evenimentele de la atelierele CFR Grivița vor figura în mare stil în construirea cultului personalității lui Dej mai târziu. Dej a fost închis la Craiova, într-o închisoare de tranzit, deoarece s-au făcut mai multe apeluri, chiar până la înalta curte de casație și justiție. În acest răstimp, PCDR a organizat o evadare a celor care primiseră cele mai mari pedepse. Astfel, la 3 ianuarie 1935, Doncea, Petrescu și Gheorghe Vasilichi au evadat cu sprijin comunist din exterior și au fugit în URSS. Aparent, deja a suferit enorm când nu a fost ales pentru evadare. Evident, pe atunci nu știa că grupul închisorilor va câștiga supremația în Partidul Comunist mulți ani mai târziu, iar această detenție va fi cheia lui. Trimis la executarea sentinței, deja avea să treacă pe la închisorile din Ocnele Mari, Aiud și ulterior Doftana. În noiembrie 1940, închisoarea de la Doftana e afectată de un cutremur, astfel că Dej e mutat la Caransebeș, unde îi expiră pedeapsa redusă acum la 9 ani. Totuși, el nu a fost eliberat, ci internat în lagărul de la Târgu Jiu, unde erau deținuți comuniștii în scopuri de supraveghere. Deși era tânăr, Gheorghe Gheorghiu Dej s-a impus rapid ca un veteran al închisorilor, ca un tată al ilegaliștilor, un lider și un simbol. Asta se întâmplă atât înăuntrul închisorilor, unde Dej îi influența pe comuniștii cu mai puțină experiență în detenție, dar și afară, unde numele lui devenise legendar printre colegii de partid la Doftana. Dej i a cunoscut și mentorat pe Alexandru Moghioroș, Alexandru Drăghici, Nicolae Ceaușescu și Miron Constantinescu, pe care i va promova după 1945 ca oameni de mare încredere. Tot la Doftana l-a cunoscut și pe Emil Bodnăraș, pe care nu l includ în prima categorie, deoarece fusese promovat în partid anterior, nu doar prin intervenția directă a lui Dej ceea ce nu-l exclude însă din gașca lui Dej. Viitorul lider comunist avea să cunoască la Caransebeș și numeroși sovietici închiși pentru spionaj, printre care e demenționat Gheorghe Pintilie, viitorul șef al securității. La Caransebeș, colegii de celulă ai lui Dej au fost Chivu Stoica și Alexandru Drăghici, acesta din urmă fiind un fost coleg și la Doftana. Ambii vor ajunge foarte bine plasați în România comunistă și i-au fost fideli lui Dej până la moarte. Chivustoica Stoica din poziția de premier, iar Drăghici din cea de ministru de interne. Sunt mai multe aspecte de discutat aici. Noi am mai întâlnit acest aspect delicat al închisorilor și în cazul legionarilor. Aflați în închisoare, membrii unei organizații nu vor sista activitățile lor, ci din potrivă vor profita pentru a-și sistematiza planurile, ideologia și viitorul. De asemenea, ierarhia aceasta, lipsită de orice fel de oficializare, își va găsi ecoul afară. Odată cu venirea comuniștilor la putere, nimeni nu l-a ales, votat sau numit pe dej liderul organizației din închisori sau liderul facțiunii din închisori, ci aceasta s-a întâmplat spontan. El și-a construit un mit, impunând respectul colegilor încă din închisoare și, poate cel mai important, prin contactele sale cu sovieticii închiși, a făcut demersuri pentru recunoașterea sa și la nivelul URSS. Aș vrea să mai ating un aspect înainte de a trece la perioada epurărilor. Gheorghe Gheorghiu Dej a evadat din lagărul de la Târgu Jiu, cel mai probabil în data de 14 sau 17 august 1944. Astfel, deși Partidul Comunist a fost implicat în evenimentele de la 23 august din acel an, Gheorghe Gheorghiu Dej nu a avut un rol central. Însă, în aceste regimuri, adevărul se relativizează în timp. Pe parcursul ascensiunii lui Dej în partid, rolul pe care istoriografia îl atribuia la 23 august a crescut și a tot crescut și a tot crescut. În mai multe rânduri, cei prezenți la evenimente, precum însuși Emil Bodnăraș, au încercat să clarifice faptul că Dej nu participase, dar faptele au ajuns să fie prezentate complet denaturat. Chiar și data evadării a fost devansată puțin ca treaba să fie convingătoare. Chipurile deja ar fi evadat din închisoare tocmai pentru a asigura ultimele pregătiri pentru 23 august. Odată intrat în legalitate și chiar la putere, Partidul Comunist avea să-și rezolve și disensiunile interne, tocmai prin faptul că Dej preia puterea epurându-și rivalii și promovând membrii ai cercului său de apropiați. Dar în 1953, Taman, în mijlocul epurărilor, se întâmplă un eveniment de proporții internaționale moartea lui Stalin. Undele de șoc ale acestui eveniment se vor propaga prin sfera de influență sovietică. Acesta a fost, realmente, testul suprem pentru Gheorghe Gheorghiu Dej. Față de colegii de partid depurați, fusese sigur pe el. Însă, în relațiile cu Uniunea Sovietică, moartea lui Stalin și ascensiunea lui Nikita Hrușciov au fost momente cruciale, în care abilitățile politice a lui Dej aveau să fie puse la mare încercare. Dar, pentru a explica toate acestea, e nevoie să ne întoarcem puțin spre Moscova. La 1 martie 1953, Stalin a suferit un atac cerebral. Lăsase ordin să nu fie deranjat când se trezește, iar pentru că nimeni nu îndrăznea să-i încalce ordinele, a durat aproximativ 12 ore până când a fost descoperit în starea gravă. Medicii au încercat să-l trateze, dar șansele de recuperare fiind mici, liderii comuniști trebuiau să asigure continuitatea puterii. Astfel, alianțele se cimentează ad hoc, iar la moartea lui Stalin, patru zile mai târziu, lucrurile nu erau destul de clare încă. S-au distins totuși trei personaje care, într-un soi de triumvirat modern, au preluat frâiele puterii pe diverse direcții. Beria preluase partea de securitate, Malenkov era premier, iar Nikita Hrușciov, lider al partidului. Pentru a contracara puterea lui Beria, care era văzut drept succesorul natural al lui Stalin, Malenkov și Hrușciov s-au aliat, blocând multe dintre propunerile lui. La începutul verii, Beria a fost suspectat că pune la cale o lovitură de stat militară și a fost arestat și executat în urma mașinațiunilor celorlalți doi lideri. În mod natural, nu era loc pentru două persoane în vârful piramidei. Deoarece Stalin concentrase multe puteri în mâna sa, printre care și controlul asupra guvernului, mai multe prerogative ale Partidului Unic au fost preluate de aparatul central al statului, condus acum de Malenkov. Hrușciov era, din potrivă, susținut de partid și căuta să consolideze și să restaureze puterea Partidului Comunist. În ianuarie 1955, Malenkov a fost acuzat de implicare în atrocități și facilitarea ascensiunii lui Beria. A fost retrogradat în partid și mutat într-o funcție insignifiantă, dar nu a fost arestat sau ucis. Astfel, la aproape doi ani de la moartea lui Stalin, putem vorbi despre un succesor clar, unic, stabil în persoana lui Nikita Hrușciov. Iar el, având acum acest statut, a făcut ceva care părea incredibil. L-a mai ucis, încă o dată, pe Stalin. Hrușciov căuta în continuare să legitimizeze Partidul Comunist în fața opiniei publice, să-i crească popularitatea și susținerea. Astfel, el a luat decizia radicală de a se delimita de Stalin, criticând abuzurile sale. Cu alte cuvinte, Partidul e curat, Stalin fusese cel murdar. Pe 25 februarie 1956, Hrușciov a ținut un discurs într-o ședință a Congresului. Cu porțile închise, doar delegații sovietici au avut acces la citirea acestui discurs, astfel el a fost numit Discursul Secret sau Raportul Secret. Timp de patru ore, Hrușciov a vorbit despre Stalin, denunțând faptele sale și distrugându-i reputația. În memoriile sale, Hrușciov scria: citez. Congresul m-a ascultat în liniște. Cum se spune, puteai auzi cum cade un ac. A fost totul atât de brusc și neașteptat. Am încheiat citatul. De asemenea, e destul de clar că acest discurs secret nu era făcut să rămână secret. Delegațiilor este europeni li s-a permis să-l asculte chiar în seara următoare, unde a fost citit rar pentru a se putea lua notițe. Copii ale discursului au fost trimise prin poștă în toată țara, iar ele nu au fost marcate drept strict secret, ci doar nu pentru presă. Polonezii au tradus discursul și au tipărit 12.000 de copii. În curând, discursul, așa zis, secret, ajungea și în Occident. Dintre măsurile de liberalizare întreprinse de Hrușcev în următoarea perioadă, pe noi, evident că ne interesează cel mai mult acelea politice privind statele din sfera de influență sovietică. Dar nu toate măsurile au fost întreprinse direct în aceste state, ci multe au fost setări de direcție din interiorul URSS. Spre exemplu, Hrușciov a dispus încetarea proceselor politice de tip stalinist. Sub regimul Hrușciov s-au găsit metode alternative administrative de pedepsire a membrilor de partid. Procesele nu mai sfârșau cu moartea inculpatului, ci cu demiteri din funcție sau excludere din partid. La început, nu era cu totul clar ce impact vor avea raportul secret și măsurile de liberalizare în sfera sovietică. Anumite state au văzut în moartea lui Stalin o oportunitate. În Polonia au avut loc proteste, iar în Ungaria o revoluție anticomunistă. După ani de zile de stalinism, alții vedeau o posibilă capcană în toată situația. Într-adevăr, revoluția din Ungaria a fost înăbușită în sânge de armata roșie, iar regimul comunist a continuat. Gheorghe Gheorghiu Dej vedea cu ochiul liber cum liderii recunoscuți drept staliniști în țările socialiste erau înlocuiți, iar el era un lider stalinist, ceea ce îl punea în vizorul URSS. Astfel, Dej trebuia să găsească o variantă de echilibristică politică, ce să-i asigure atât poziția internă cât și cea externă, în repere, el prezintă o variantă atenuată a raportului secret, marșând pe ideea construită ad hoc, că destalinizarea și criticile la adresa lui Stalin începuseră în Partidul Comunist Român cu mult timp înaintea morții lui Stalin. Astfel, el revendică epurările de partid ca fiind un fel de destalinizări avant la letră. De asemenea, echilibristica lui Dej se concentrează și pe creșterea importanței proprii, însă la un nivel care să nu strige cultul personalității. Practic, să nu fie slăvit ca Stalin, dar să existe manifestări care să-i crească importanța în partid și să convingă atât organele interne cât și cele externe că el rămâne omul potrivit la conducere. Manevrele lui Dej sunt încununate de succes, mai ales după 1956, când opozanții săi, Iosif Chișinevski și Miron Constantinescu, sunt anihilați politic. Pentru aceasta, Dej profitase de întâmplări similare din URSS, prin care Nikita Hrușciov abordase o poziție ceva mai conservatoare. După evenimentele din Ungaria, chiar și Hrușciov a constatat că o critică mult prea radicală a regimurilor dictatoriale poate duce la prăbușirea sistemelor comuniste odată cu dictatura. Astfel, după ce Hrușciov îi demite pe unii dintre criticii săi din partid, Dej procedează în tocmai și în România. Era ferit astfel de orice posibilă critică din partea lui Hrușciov. La doar un an de la acest set de eliminări, Gheorghe Gheorgheu Dej mai operează o lovitură strălucită împotriva lui Constantin Doncea. Alături de Doncea au fost atacați și alți membri de partid, însă situația lui Doncea era interesantă tocmai pentru că rivaliza cu Dej în ceea ce privește evenimentele din interbelic de la atelierele CFR Grivița se împliniseră 25 de ani de la greve care au fost sărbătorite de Partidul Comunist. În timpul discuțiilor, câțiva membri de partid au contestat rolul absolut adjudecat de Dej pentru acele evenimente. Din vorbă în vorbă, ei chiar au criticat atmosfera irespirabilă din partid, precum și tendințele lui Dej spre construirea unui cult al personalității. Grupul Doncea, văzut ca rival, a fost eliminat din partid. Atât în plenarele contra lui Chișinevski și Constantinescu, dar și acum, Nicolae Ceaușescu a fost ales pentru a prezenta acuzațiile. Devenea destul de clar că Dej nu mai putea suporta criticile, iar alături de oamenii săi de încredere avea și destulă putere pentru a le sancționa. În contextul liberalizării sovietice, Gheorghe Gheorghiu deja a obținut câteva rezultate importante și pe plan internațional. Începând cu august 1955, s-au purtat negocieri prin intermediul lui Emil Bodnăraș, prin care sovieticii să retragă armata roșie din România. Procesul s-a încheiat în 1958, iar asta i-a oferit o nouă libertate liderului comunist român. Scăpat de prezența armatei sovietice, Dej a început o timidă politică de independență față de autoritatea Moscovei. La început, era vorba de acțiuni destul de cuminți, precum publicarea unor texte ale lui Karl Marx despre imperialismul țarist. însă în timp, Dej va învăța exact cât se poate trage de elastic fără ca el să se rupă. Dar înainte de a trece la acel subiect, vreau să ne amintim că alături de Armata Roșie, URSS mai deținea pârghii de putere politică în RPR și prin consilierii sovietici. Ei bine, tot Dej a obținut și retragerea consilierilor sovietici, însă mult mai târziu, în 1964. Atunci, Nikita Hrușciov a fost înlăturat de la putere de Leonid Brejnev, iar Dej a profitat de situație pentru a-l convinge pe noul lider sovietic a obținut astfel și retragerea consilierilor sovietici, inaugurând astfel o epocă de autocefalie relativă a României comuniste. De altfel, foarte multe dintre lucrurile cunoscute despre Ceaușescu, printre care o oarecare neascultare față de URSS, dar și apropierea de Occident, sunt lucruri care au început în timpul regimului lui Gheorghe Gheorghiu Dej. În 1962, Khrushchev a determinat în Alianța Economică Sovietică, așa numitul CAER, o diviziune internațională a muncii. Cu alte cuvinte, pentru a conduce la o economie sovietică eficientă și unitară, statele membre ale CAER-ului urmau să fie direcționate spre diverse industrii. Caer urma să coordoneze politica economică a statelor membre, având o preferință pentru industrie în nord și agricultură în sud. În Ucraina și Basarabia, în sud-estul României și în nordul Bulgariei, Caer propunea, să zicem, propunea destul de ferm preponderența agriculturii. E vorba despre aceeași veșnică idee de grânar al Europei, transformată acum în grânarul blocului comunist. Dar atât Hitler cât și Stalin erau morți, iar sovromurile fusese desfințate. Statutul internațional al României era acum unul de natură ceva mai permisivă. Astfel, ea și-a permis să respingă planul și să limiteze imixtiunea străină în economie. Repet, să limiteze, asta nu înseamnă că imixtiunea era zero. Planul de industrializare al comuniștilor români se încadra într-o semi-autonomie economică. Totuși, s-au întreprins mari eforturi pentru industrializarea României. Prin fonduri femeii a fost construit combinatul siderurgic de la Galați, care procesa minereu de fier de import din India și Australia. În 1952 s-a început construcția platformei petrochimice Borzești primul combinat al platformei și orașul Onești au fost construite cu aportul deținuților politici. În 1953 începea să funcționeze și întreprinderea de rulmenți de la Bârlad, s-a pus accentul pe industria siderurgică, petrochimică și constructoare de mașini. Însă această politică economică avea să fie și costisitoare pentru stat, deoarece nu existau destule materii prime pe teritoriul României, iar prețurile de import erau destul de mari. Produsele românești nu erau nici ele la mare căutare, astfel se vindeau destul de prost. În ciuda unei soluții găsite pentru export în lumea a treia, aceasta a continuat să fie o problemă fundamentală a industriei românești. În 1955, România a fost admisă în Organizația Națiunilor Unite. Tegiversarea acestui proces pe care statul l-a început încă din 1946 se datora influenței staliniste în România. După înlăturarea acestui obstacol și ușoara liberalizare a statelor sovietice, la 14 noiembrie 1955, Repere e admisă ca membra a ONU alături de alte 15 state, printre care Albania, Ungaria, Bulgaria, dar și Libia, Spania și Finlanda. În mod implicit, Repere adera acum la Convenția de la Geneva ceea ce a determinat restructurarea ale instituțiilor interne, îmbunătățirea condițiilor de muncă silnică și finele experimentului pitești, despre care am vorbit în episodul anterior. În 1960, deja chiar se va adresa adunării generale a ONU din calitatea sa de șef de stat al României. Mai mult decât atât, în noul context internațional, DEJ a decis să stabilească relații diplomatice cu statele occidentale capitaliste, inclusiv cu Statele Unite ale Americii. Președintele Statelor Unite, Lyndon B. Johnson, a întâmpinat cu bunăvoință aceste demersuri, chiar numind România Friendly Communist Country, adică un stat comunist prieten. Aceasta s-a întâmplat înspre sfârșitul regimului DEJ, fapt care a dus la estomparea acestor contribuții în favoarea succesorului său, Nicolae Ceaușescu. Adevărul este însă că liberalizarea țării începuse din timpul lui DEJ, iar Nicolae Ceaușescu a continuat politicile sale și a capitalizat pe succesul lor, devenind un adevărat simbol al liberalizării. Însă atât aspectele negative, precum cultul personalității și dictatura personală, cât și aspectele pozitive, precum liberalizarea, relativă relativa desprindere de URSS și stabilirea relațiilor internaționale, sunt artefacte ale regimului Dej spre finalul său. Gheorghe Gheorghiu Dej a fost, fără îndoială, artizanul principal al unui modus operandi al eliminării dizidenței. Acțiunile sale de concentrare a puterii în mâna unui singur om sau eventual a unui singur om și a unui grup de încredere au fost reciclate și perfecționate de regimul Ceaușescu. Însă, de asemenea, să recunoaștem că era natural ca Ceaușescu să-și aroge meritele liberalizării ca partea propriului efort de consolidare a puterii. Dej avea și numeroase ieșiri publice și băi de mulțime, primea flori de la copii și adulți, făcea vizite în întreprinderi, vizite internaționale și așa mai departe. Dintre descinderile sale interne se remarcă cele de la Onești, oraș pe care l-a prețuit mult și la construcția căruia a contribuit decizional. Dar apărea și în inspecția ale întreprinderilor și fabricilor, spre exemplu la deschiderea hidrocentralei de la Bicaz, la fel ca succesorul său, pipoia pâini în magazine, participa la expoziții, tăia panglica la fabrici, căi ferate și instituții. Apropo, aș face aici o mică paranteză legată de construcția căi ferate bumbești vezeni, revendicată de comuniști drept o realizare proprie, care începuse de fapt în epoca regală. Presa a circulat imagini în care Dej, în calitate de lider, inspecta construcțiile și arăta tovarășilor câte un punct în zare, fiind prezentat astfel drept mare cunoscător, de parcă el dădea indicații. În materie de vizite externe a fost în China și în Corea, dar și în țări europene, precum RDG sau Bulgaria. Delegații mongole, franceze sau vietnameze au fost primite în România cu mare fast. În ciuda evenimentelor din 1945, când onomastica regelui fusese suprimată, Dej își serba ziua de naștere prin manifestații și băi de mulțime. Toate aceste instanțe în care ni s-ar părea nimerit să ni-l imaginăm pe Ceaușescu au fost inaugurate de predecesorul său, în 1965, Gheorghe Gheorghe Dej a murit de cancer la plămâni. Există ample zvonuri că ar fi fost iradiat prin ordin de la Moscova, dar și o teorie interesantă conform căreia s-a iradiat singur, fără să știe că o mostră de uraniu pe care o păstra era radioactivă și nocivă organismului. Starea de sănătate a lui Dej era cunoscută în cercul de apropiați, însă ținută sub mare secret. În februarie el absentase de la deschiderea sesiunii meane, trezind suspiciuni. Scânteia a publicat primele informații oficiale în martie, la câteva zile înaintea decesului, iar anunțul acesta s-a făcut la sugestia lui Nicolae Ceaușescu. Imediat după publicarea acestui anunț, dar și după publicarea informațiilor legate de decesul efectiv spre sfârșitul lunii, securitatea a fost însărcinată să ia pulsul societății. Să vadă ce părere au oamenii despre boala, despre moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej, dar și să ruleze diverse scenarii cu privire la preluarea puterii. Sigur că unele dintre discuții au apărut în mod spontan, cu oamenii întrebându-se sincer cine i-ar putea lua locul ca secretar general al partidului. Însă există dovezi conform cărora unele discuții au fost instigate artificial de securiști pentru a observa reacția oamenilor. După 20 de ani de regim comunist, majoritatea sub conducerea unică și clară a lui Gheorghe Gheorghiu Dej ei bine, majoritatea persoanelor erau precaute și evitau discuțiile politice controversate. Totuși, securitatea a raportat opinii în general neutre sau pe placul partidului și puține instanțe în care oamenii îl vorbeau de rău pe dej post mortem. Desigur, presa curgea cu articole elogioase și păreri de rău, scrisori de regret și așa mai departe. Unele sunt de-a dreptul surprinzătoare, venind de la foști deținuți politici. Altele sunt uzanțe simple, precum condoleanțele transmise oficial de conducerea altor state. Legionarii aflați în exil, în schimb, și-au exprimat chiar bucuria cu privire la moartea lui Dej. Între timp, departe de oameni și de presă, începeau jocurile de putere care aveau să-l aducă la putere pe Nicolae Ceaușescu. Dar acesta va fi un subiect potrivit pentru episodul următor și nu îl voi aborda acum. Așa cum am procedat cu alți lideri de stat în episoade vechi și noi, vreau să-l îngrop acum pe Gheorghe Gheorghiu Dej. Vorba vine că eu mă pricep mai bine la cuvinte decât la lopată, dar ați înțeles voi. În statele comuniste, cultul funerar căpătase amploare, Ceea ce începuse la funeraliile lui Lenin s-a exacerbat de-a lungul timpului, cu unii lideri fiind îmbălsămați și expuși în mausolee. Așa s-a procedat și cu Stalin, dar și cu Dimitrov, liderul comunist bulgar. În discuțiile purtate după moartea lui Dej, unii membri de partid au propus a proceda în mod similar. Ion Gheorghe Maurer, Nicolae Ceaușescu și Emil Bodnăraș, care aveau atunci cea mai mare influență în partid, s-au opus ideii de mumificare a lui Dej, arătând că ea contravine obiceiurilor românești. Astfel, el a fost înhumat, fără slujbă religioasă, la baza Monumentului Socialismului din Parcul Libertății, astăzi, în mod ironic, Parcul Carol. Acolo mai erau înmormântați și alte figuri importante ale comunismului, precum Constantin Parhon și Petru Groza. După Revoluția din 1989, rămășițele lui Dej au fost mutate în cimitirul Belu. La fel ca la moartea lui Stalin sau a lui Petru Groza, partidul a votat și dispoziții pentru eternizarea memoriei sale. E vorba despre editarea și publicarea lucrărilor sale, publicarea unei biografii a lui Dej, ridicarea unor monumente și denumirea unor obiective. Deși dispozițiile erau multe și ambițioase, după ce Nicolae Ceaușescu a preluat puterea, ele au fost oarecum băgate sub preș. Nu a avut loc nicio reeditare integrală a scrierilor lui Dej, așa cum nici biografia nu a mai fost publicată, ci înlocuită de un articol biografic amplu în scânteia. Articol care de altfel nu-l mai ridica în slăv pe Dej așa ca altă dată, nici măcar pe tema grevelor ceferiste. Cât despre statuile lui Dej, nici acestea nu s-au mai realizat, exceptând un bust amplasat în galați. Discuțiile purtate pe tema statuilor sunt însă foarte interesante din alt unghi. Mai precis, exista propunerea realizării unei statui la Cluj, al cărei scop era unul de reafirmare a sentimentului național. Liderii de partid au discutat îndelung faptul că orașul Cluj era, din punct de vedere al arhitecturii, citez, un frumos oraș unguresc. O statuie a lui Gheorghe Gheorghiu Dej, amplasată în piața centrală, urma să rezolve problema, Dej fiind român. Până la urmă, proiectul a fost abandonat și nu știu dacă se cuvine să mă erijez în reprezentantul clujenilor, dar cred că nu ne-a lipsit această statuie niciodată. Cel puțin eu nu m-am uitat niciodată la piața centrală să-mi pun problema, mamă ce bine ar arăta aici o statuie a lui Dej. Nici alte proiecte nu au mai fost puse în aplicare, nu a existat până la urmă o bursă a studenților numită Gheorghe Gheorghiu Dej. Da, anumite măsuri au fost respectate, precum amplasarea unor plăci comemorative, redenumirea orașului Onești în Gheorghe Gheorghiu Dej, dar și alte redenumiri au fost botezate combinatul siderurgic din Galați, hidrocentrala de pe Argeș, combinatul chimico-metalurgic din Baia Mare, Institutul Politehnic din București, Casa de Cultura Studenților din Cluj, o școală generală din Bârlad și câteva străzi și piețe din orașele țării care au primit cu toatele numele de Gheorghe Gheorghiu Dej. Pe parcursul următorilor ani, numele acesta de Gheorghe Gheorghiu Dej a trecut într-un con de umbră, în 1968, Ceaușescu avea să-l scoată vinovat pentru mai multe abuzuri, majoritatea din zona partidului. Nu s-au readus în discuție acțiunile lui Dej în ceea ce privește lucrările la canal, experimentele din închisori sau represiunile legate de colectivizare și religie. Doar partea de partid. Prin reabilitările post-mortem ale celor epurați de către Dej, Ceaușescu urmărea un scop clar, distrugerea reputației predecesorului său. Asta deși tot el beneficia de bazele acestui cult al personalității, care, sigur, va deveni mult, mult, mult mai puternic în timpul lui Ceaușescu, dar și acesta e un subiect pentru o altă zi. Neoficial exista un moratoriu asupra discuțiilor despre Gheorghe Gheorghiu Dej. Nu se poate vorbi despre ștergerea lui din istorie, însă regimul Ceaușescu, da, l-a trecut într-un cont de umbră, nu se poate spune altfel. Poate o parte din aceasta a survenit natural, însă, în mod sigur, Ceaușescu avea o obsesie pentru DEJ, concretizată prin delimitări, acuzații sau pur și simplu reducerea la tăcerea a subiectului. Istoricul Vladimir Tismăneanu a numit aceasta o luptă cu fantoma lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Noi, în acest podcast, ne ocupăm preponderent cu fantome, iar aceasta va mai continua pentru încă câteva episoade până voi ajunge la date mai recente. De aceea, pentru noi sunt importante, de înțeles, aspectele fantomei lui Dej. Nu pentru a ne lupta cu ea, ci pentru a cunoaște impactul ei asupra României de astăzi. Fără îndoială, Gheorghe Gheorghiu Dej a fost un om politic capabil, chiar dacă putem pune sub semnul întrebării moralitatea lui. Dar jocul l-a jucat bine, reușind să manipuleze mereu situațiile în favoarea sa. Niciodată nu și-a jucat mâna înainte să fie cazul, nici prin supralicitarea contribuțiilor la greve, nici în fața lui Stalin. Nu s-a precipitat nici în jocul lepurărilor de partid, pe care le-a realizat cu eficiență și mereu dintr-o poziție foarte sigură. A reușit să gestioneze contextul internațional dificil, într-o perioadă de tranziție, păstrându-și puterea. Ulterior, a pus bazele a tot ceea ce cunoaștem despre regimul comunist, iar Ceaușescu a continuat pe făgașul bătut de Gheorghe Gheorghiu dej, deși a încercat să estompeze trecutul ieșind în evidență pe cont propriu. Cu toate acestea. Nu trebuie uitat că politicianul abil Gheorghe Gheorghiu Dej a fost și artizanul represaliilor staliniste, autorul moral a mii de decese și mutilări pe viață. Era un om fără scrupule, iar liberalizarea din ultima perioadă a vieții sale nu va scuza niciodată atrocitățile comise prin colectivizare, naționalizare și reeducare. Ambițiile lui au fost realizate prin costuri enorme, măsurate nu doar în vieți, dar și în psihicul colectiv al românilor. În buna tradiție a luptei împotriva fantomelor, noi, astăzi, îl scoatem vinovat principal pe Ceaușescu pentru starea deplorabilă a României de astăzi. Ar fi bine, din când în când măcar, să ne luptăm și cu alte fantome, chiar dacă ele par, la prima vedere, mult prea îndepărtate. De exemplu, cu fantoma lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!